Statele Unite ale Americii au lansat atacuri în Siria după ce o dronă iraniană a ucis un american și a rănit alți 5. Președintele Joe Biden a autorizat un atac aerian de precizie în estul Siriei împotriva facilităților utilizate de grupurile afiliate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, a anunțat Pentagonul. Dar cu mai multe informații vine chiar acum Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună dimineața, Florin! Bine te-am găsit! Ce detalii ai despre atacul american din Siria? Ce s-a întâmplat mai exact? Bună, Mihaela, într-adevăr, Pentagonul a anunțat că a autorizat ca aeronave F-15, une dintre cele mai puternice avioane ale armatei americane, să bombardeze mai multe depozite, un centru de comandă, dar și baze de antrenament ale structurilor militare afiliate Iranului și în special Corpului Gardienilor Revoluției. Este vorba de... Acest lucru s-a întâmplat, bineînțeles, după ce un contractor american, un civil, dar și 5 militari americani au fost răniți în nord-estul Siriei. Aș vrea să adaug aici că dintre militarii răniți, Pentagonul a anunțat că 2 au fost tratați în baza din Siria, iar 3 au fost evacuați pe cale aeriană. Iarăși, cred că trebuie să ne amintim faptul că în 2020 Statele Unite și Iran erau pe punctul de a porni un război, după ce Donald Trump, președinte al Statelor Unite la acea vreme, a autorizat un atac care l-a ucis pe generalul iranian Qasem Soleimani, care era atunci un lider important al grupului Gardienilor Revoluției. Însă acum să sperăm că lucrurile nu vor merge chiar atât de departe. Astfel de atacuri sunt regulate în bazele aeriene americane din Siria, însă de data aceasta s-a soldat cu victime. Cred că este iarăși important de adăugat faptul că Pentagonul, prin generalul american Michael Curry, la care este comandantul comandamentului central, a avertizat că dacă atacurile vor continua, Statele Unite vor executa lovituri și mai puternice împotriva grupurilor afiliate Iranului din Siria. Florin, îți mulțumesc pentru informații.